Timp de două zile, respectiv sâmbătă 31 august și duminică 1 septembrie, Castelul Sturza găzduiește la Miclăușeni manifestările culturale ale celei de-a șasea ediții a evenimentului Călătorie la 1900. În acest an, evenimentul se va desfășura sub genericul Gesturi de noblețe. Organizatorii propun o întoarcere în atmosfera anilor 1900 prin spectacole de teatru, dans și muzică de epocă în aer liber, prin activități interactive, târg de antichități, bucate de epocă și alte surprize. În sinteză despre programul acestor manifestări ne vorbește Sebastian Marcoci, administratorul monumentului. Acest eveniment, trebuie să reamintesc că el a luat ființă datorită oamenilor. A fost dorința lor de a se întoarce în timp și de a retrăi acele vremuri de odinioară, mai exact perioada la Belle Époque. De fapt, Castelul Sturza, dar și multe alte clădiri din România au fost ridicate în această perioadă și au rămas ca un etalon al frumuseții în arhitectură. Iar dorința noastră este să retrăim momentele frumoase de odinioară și să ne inspire modelele din trecut. Acest eveniment, a șasea ediție, se desfășoară parcursul a doua zile, sâmbătă și duminică, și este presărat cu diferite acțiuni, momente culturale, expoziții, o să alegi un festin gastronomic, spectacol, invitați speciali, o linie melodică, ca atunci. O să fie și câteva activități noi. De exemplu, vom avea, pentru prima dată aici la Miclăușeni, jocul de oile, vechi joc românesc și cu istoricul lui. Vom avea un balon cu aer cald, ceva deosebit, și o demonstrație de echitație cu cai de rasă. Ediția de anul acesta a fost denumită Gesturi de noblețe și sperăm ca pe viitor să facem o punte, o legătură între gesturile deosebite făcute de nobilimea română și cele de astăzi. Practic, participarea oamenilor la acest eveniment este un prim gest de noblețe și de susținere. Accesul la eveniment se poate face pe bază de bilet, a cărui valoare este de 30 de lei. Biletele pot fi cumpărate la intrarea în parcul castelului de la Miclăușeni. Tinerii cu vârstele între 14 și 18 ani vor beneficia de o reducere de 50%, iar copiii sub 14 ani vor intra gratuit. Relații și rezervări se pot face la telefon 0728-880575 sau pe internet la adresa castelulmiclauseni@rondgmail.com. Manifestările din prima zi vor putea fi urmărite la postul nostru de televiziune pe parcursul săptămânii viitoare.